Îngerul i-a zis Mariei, Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Voi avea și eu o prezentare, nu o predică clasică, o prezentare despre a fost o minune de Crăciun. Care este semnificația nașterii lui Iisus Hristos în Evanghelie, în special în trei dintre ele? Sărbătorile sunt adesea obositoare, le așteptăm, dar când se termină trăim un sentiment de eliberare. Două sărbători aduc întotdeauna cu ele ceva în plus, viață. Crăciunul aduce cu el sentimentul unei ocazii de a te naște încă o dată. Iar Paștele, învierea, îți dă sentimentul că poți învia încă o dată. În aceste sărbători cunoști ceva diferit despre viața spirituală. Rolul meu este acesta, cum să facem tranziția de la nivelul istoric, vizibil, la cel invizibil, meta-istoric. Sigur, se poate face doar prin credință, dar credința este ancorată în ceva. Am să mă folosesc de trei evangheliști și am să vorbesc despre profeții, despre miracol și despre revelație. Când ne referim la nașterea lui Iisus Hristos, referințele în Noul Testament sunt relativ puține, pentru că autorii Noului Testament au pus în prim plan moartea și învierea lui Iisus Hristos. Ei descriu slujirea publică a Domnului Hristos prin învățătură și vindecări. Doar doi dintre ei povestesc despre nașterea lui Iisus. Și după relatarea nașterii, mai puține personaje își mai găsesc loc în Evanghelie. Marcu se pare că a ignorat acest moment al nașterii, iar Ioan se uită diferit la el de sus. Marcu ar spune parcă așa, tot ce voi scrie despre Iisus presupune originea lui divină, nu are rost să intru în detaliile nașterii. Cu Ioan însă veți vedea, este ceva diferit. Să începem cu Matei însă. În canonul Noului Testament, Matei e prima evanghelie. Matei accentuează rolul profețiilor în nașterea lui Iisus Hristos. El pornește cu cartea originii lui Iisus. Îl plasează pe Iisus între evrei, el este fiul lui David și fiul lui Avram. Dar Matei scria nu doar pentru evrei, ci pentru toți cei care căutau sincer mântuirea. De aceea, de la început are grijă să-l prezinte pe Iisus, întâi ca Iisus, apoi ca Emanuel. Și asta găsim în revelația, în apariția îngerului, care îi spune lui Iosif, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei de la tine pe Maria, nevastă ta, căci ce s-a zâlmistit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice, iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Deci, la nivel literar,
Matei leagă evenimentele istorice de profețiile din vechime, care se împlineau atunci. Adică toate evenimentele legate de nașterea lui Iisus aveau sens, erau acoperite de profeții. De aceea primește și nume. El se va numi Iisus pentru că va mântui. Ăsta e sensul cuvântului Iisus. Emanuel, pentru că Dumnezeu este cu noi. Cele două nume oferă informațiile cheie despre misiunea pe care urma să o aibă Iisus și identitatea Lui. Din punct de vedere teologic, aici găsim pentru prima dată temelia credinței noastre în Hristos, și anume că a fost zămislit din Fecioara Maria, prin lucrarea Duhului Sfânt. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a intrat în drama istoriei umane prin nașterea Fiului Său în conformitate cu profețiile. Când magii ajung la curtea lui Irod, când familia lui Iisus fuge în Egipt, când are loc masacrul pruncilor nevinovați, toate aceste evenimente sunt iarăși acoperite de texte profetice din Mica, din Osea, din Ieremia. Detaliile acestor texte trimit pe linia exodului și exilului. Amândouă evenimentele duc la tema promisiunii pentru venirea lui Mesia. Cu alte cuvinte, Iisus era împlinirea a tot ce s-a promis în Vechiul Testament. Și aș vrea să vă dau două, trei exemple. Când s-a născut Iisus, magii i-au adus trei daruri. Și așa s-a interpretat biserica, că cele trei daruri reprezintă cele trei slujbe pe care urma să le îndeplinească Iisus. Și protestantul Calvin și ortodoxul Stăniloae și-au structurat parte din soteriologie în teologiile lor sistematice pe aceste trei slujbe, care rezumă într-un fel cum ne-a mântuit Hristos. Această doctrină a primit numele în latină de munus triplex sau întreita slujbă. Smirna arăta spre profetul Iisus care urma să rostească adevărul. Tămâia arăta spre preotul care urma să devină mijlocitor între noi și Dumnezeu. Aurul arăta spre regele care urma să domnească prin dreptate. Deci Crăciunul, vedeți, era din aceste mici detalii ale narațiunii lui Matei, era sărbătoarea marelui nostru profet, preot și rege, Iisus Hristos. Când biserica s-a uitat în urmă ca să înțeleagă ce e cu nașterea lui Iisus, s-a uitat la profețiile și promisiunile din Vechiul Testament, retrospectiv. Și de aceea, la un moment dat, biserica a ales câteva texte din Vechiul Testament pe care le recită în preajma sărbătorii, chiar în Advent, perioada asta de pregătire pentru sărbătoare. De exemplu, un text des întâlnit în citirea bisericii era Genesa, capitolul 3, începând de la versetul 8, când Dumnezeu are o conversație cu primii doi oameni, cu Adam și Eva, legat de pomul cunoștinței, binelui și răului, și cum oamenii ne-au ascultat și ei au fost conștienți că sunt goi. Găsim apoi blestemul lui Dumnezeu asupra oamenilor și asupra șarpelui. Și de ce acest pasaj este important pentru biserică? Pentru că în capitolul 3, versetul 15, scrie:
Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, cu referire la Mesia, la Mântuitorul. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Adică, dacă șarpele îl reprezintă pe diavol, zdrobirea capului este cu siguranță o trimitere, da, la Hristos, alegorică, la Hristos care l-a învins pe diavol, pe cruce. Vedeți? Cu alte cuvinte, Betleemul nu era despărțit de Golgota. În Geneza 22 găsim din nou o referință, în versetul 18, când Dumnezeu vorbește cu Avram și îți promite, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. Mesajul din nou trimite spre un eliberator care va aduce binecuvântare pentru toți oamenii. Exact așa interpretează Pavel în Galateni, capitolul 3, versetul 8 și în Roman, capitolul 4, de la 16 la 17. Profețiile din Isaia, Isaia 9 și Isaia 11, au fost interpretate tot mesianic de către creștini. Le-au văzut ca prevestiri, profeții despre copilul care se va naște. Un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Observați, și copilul și fiul sunt prezenți ca cu nume în profeție. Domnia va fi pe umărul lui, îl vor numi minunat sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. Cu alte cuvinte, autoritatea se odihnea pe umărul sau pe umerii acestui copil și fiu, autoritatea de a domni peste toate lucrurile. Asta face Matei. Matei ne dă, ne trimite în trecut, în vechiul legământ, ca să ne ancorăm credința în niște profeții. Cu alte cuvinte, istoria are continuitate. Istoria nu este la întâmplare. Dumnezeu suveran este stăpân peste istorie. Și de aceea și biserica a interpretat mereu astfel aceste texte biblice. Să vă dau un exemplu dintr-o predică a lui Ioan Hrisostom, sau Ioan Gură de Aur, cum se mai numește. Foarte interesantă analogia lui. El spune așa într-o predică, ne găsim în secolul IV. Dacă vă gândiți la scripturi și la povestea răscumpărării noastre, vă veți aminti că o fecioară, un copac și o moarte au fost simbolurile înfrângerii noastre. Numele fecioarei era Eva, ea nu a cunoscut bărbat. Pomul era pomul cunoașterii binelui și răului, moartea a fost pedeapsa lui Adam. Dar acum, chiar aceste simboluri ale înfrângerii noastre, o fecioară, un copac și o moarte, au devenit simboluri ale biruinței lui Hristos. În locul Evei se află Maria. În locul pomului cunoștinței binelui și răului se află pomul crucii. Iar în locul morții lui Adam se află moartea lui Hristos. Biserica făcea astfel de conexiuni, da, între nume, între evenimente. Cu alte cuvinte, ce spune Matei este că în nașterea lui Hristos găsești o împlinire a profețiilor. Nu este nimic la întâmplare. Totul este conform planului și promisiunilor lui Dumnezeu. Așa trebuie să citești nașterea lui Iisus. Ne mutăm la Luca. Luca scrie diferit. El oferă perspectiva Mariei și în genealogia lui Iisus și alege personaje care nu apar la Matei. Îl găsim pe îngerul Gabriel, pe Ioan Botezătorul și părinții lui Zaharia și Elisabeta, pe păstori, pe Simeon și Ana, și nu menționează personaje care erau în Evanghelia lui Matei, cum ar fi magii sau Irod. Dar ce este specific în Evanghelia lui Luca, care precizează că a făcut cercetări cu de-amăruntul, în detalii, este că el, deși era medic, da,
scrie, poate și de aceea scrie, că nașterea lui Iisus a fost din fecioară. Și spune, luând interviuri la cei care mai erau în viață sau care i-au cunoscut pe personajele pe care el, despre care le scrie, și anume Iosif, Maria, îngerul i-a răspuns Mariei: Duhul Sfânt se va coborî peste tine, puterea celui prea înalt te va umbri, de aceea Sfântul care se va naște în tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Observați că Luca, nu știu dacă intenționat, dar se vede simplu, că are grijă să ne spună că întreaga Sfânta Treime a participat la nașterea lui Iisus. Același Duh care a creat Universul a dat viață și lui Iisus în pântecele Mariei, că de aceea Duhul Sfânt se va pogorî peste tine, are sens de putere creatoare. Tatăl participa și el acolo cu autoritatea celui care a rânduit acest eveniment, iar Sfântul despre care se vorbește aici era chiar Fiul lui Dumnezeu. Prezența celor trei persoane ale Treimii arată că mântuirea noastră este deplină. Duhul Sfânt prezida concepția, zămislirea, puterea divină lucra în pântecele Mariei. N-a fost un eveniment antinatural, ci supranatural. Nu nașterea din fecioară a fost supranaturală, ci procrearea, zămislirea. Aici era miracolul. În lucrarea sa pe pământ, apoi Hristos și-a păstrat și divinitatea și și-a asumat și umanitatea atunci la nașterea din fecioară. Și amândouă, divinitatea și umanitatea au fost unite într-o singură persoană, așa cum a declarat mai târziu Concilul de la Calcedon în 451. Dar miracolul acesta al nașterii din fecioară, observăm la Luca, e asociat imediat cu mesajul nașterii. Miracolul, orice miracol separat de mesaj, n-are prea mare valoare. Poate impresiona, dar nu schimba. Deci orice miracol veți găsi în Scriptură, el e însoțit de un mesaj. De aceea și Luca are grijă atunci când, de exemplu, descrie întâlnirea îngerului cu păstorii. Da? Le spune îngerul: nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Deci, acesta e mesajul. Miracolul e acolo, dar mesajul este că aveți un mântuitor care este Hristos Domnul. Ce a fost acolo? Luca vrea să ne convingă că a fost un miracol. Unii spun că nașterea din fecioară a fost un mit, o invenție. Că biserica avea nevoie de astfel de mituri ca să supraviețuiască în lumea de atunci, că era plină de mitologii. Alții au spus că nașterea din fecioară a fost doar un eveniment istoric oarecare, fără elemente supranaturale. Că nu se pot nega personajele reale care erau în povestire și au existat: Maria, Iosif, păstorii, Zaharia, Simeon, Ana, Elisabeta. Dar afirma doar atât e insuficient. Luca nu spune doar atât. Luca spune că acolo a avut loc o intervenție divină, o naștere din fecioară, că a fost un miracol. Miracolul este un act supranatural, o minune. Sigur, știința și filozofia nu pot dovedi că miracolul este imposibil. Tot ce pot face este să declare improbabilitatea miracolului. Luca e foarte sigur pe el și de aceea vrea să ne clădească încrederea noastră că la nașterea, la sărbătoarea aceasta a Crăciunului a avut loc un miracol. Că adică Dumnezeu poate interveni oricând vrea în lumea Lui. El poate schimba ordinea din lumea aceasta.
Lumea este ca un sistem închis pentru noi, însă este deschis pentru Dumnezeu. Pentru noi, unele lucruri apar supranaturale, dar pentru Dumnezeu sunt naturale. C.S. Lewis a explicat frumos într-o carte a lui despre minuni și a spus așa: dacă Dumnezeu anihilează, creează sau deviază o unitate de materie, El creează în acel punct o nouă situație. Numai decât natura se instalează în această nouă situație, o face să se simtă ca acasă, îi adaptează toate celelalte evenimente și ea se conformează tuturor legilor. Dacă Dumnezeu creează un spermatozoid miraculos în trupul unei fecioare, El nu încalcă nicio lege. Legile îl preiau numai decât. Natura este gata pregătită. Urmează sarcina potrivit tuturor legilor normale și 9 luni mai târziu se naște un copil. În cuvintele lui C.S. Lewis, ce a fost acolo este că noua creație a făcut o incursiune în vechea creație. Dar și așa, important pentru Luca este să nu desparți miracolul de mesaj. Mesajul este despre un mântuitor. Principiul existențial în Scriptură este că miracolele nu sunt dovezi externe ale adevărului biblic, ci parte integrantă a mesajului biblic. Și când te uiți la Luca, capitolul 1, da, în mai multe locuri, mesajul este transmis: Iisus e împăratul, Iisus e Domnul, Iisus e Mântuitorul care aduce iertarea păcatelor, lumina, pacea. Deci, dacă pentru Matei Crăciunul a fost o împlinire, pentru Luca a fost un miracol. Urmează Ioan. Ioan abordează nașterea Domnului din perspectivă meta-istorică, de sus în jos. O face și Pavel, de exemplu, în Coloseni 1 și în Evrei 1 citim de asemenea despre această perspectivă de sus. Ioan vrea să privim mai adânc. În relatarea lui sunt absente toate istorisirile despre Marta, despre Maria și Iosif. Nu există călătorie spre Betleem, niciun păstor, nu apare nicio naștere într-un graj de iesle, în sfârșit. Cristologia lui Ioan, Crăciunul lui, este despre cuvântul întrupat. Despre cuvântul lui Dumnezeu care a creat și susține universul și a intrat în lumea noastră. Și sunt câteva afirmații foarte tari în Ioan 1. Ioan 1 cu 1. La început a fost cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Cuvântul aici, cuvântul în greacă este logosul. Ioan vorbește despre un logos care în versetul 14 spune că s-a făcut trup și a locuit printre noi. Este logosul întrupat, nu logosul grecilor, că și ei aveau un logos, rațiune, dar un logos impersonal, și nici măcar logosul evreilor, care era un fel de personalizare a înțelepciunii, distantă, informativă. Logosul lui Ioan este logosul personal care a venit și s-a întrupat și ne-a dat un alt tip de cunoaștere. El a venit, spune logosul acesta, versetul 14, și s-a făcut trup și a locuit printre noi. Adică a avut o conștiință umană. Știa de diferența de relație între Dumnezeu și el. A avut o viață umană interioară spontană, ca noi. A avut o libertate cu istorie. Unirea cu Dumnezeu era proporțională cu independența.
El a decis să se facă ca noi, adică să fie afectat personal de existența lui umană. El a decis să fie altfel decât era înainte, pentru noi. Insistă Ioan pe asta. El a devenit fiul omului pentru a fi cunoscut ca om. Aici, printre noi, el era mai preocupat de persoane decât de naturi. A venit să locuiască în același cort cu noi. Dar Ioan spune, apasă pe accelerație, spune mai mult decât așteaptă cititorii, că la Crăciun, la naștere, acest fiu, acest logos, l-a făcut cunoscut pe Dumnezeu. Bun, precizează Ioan că nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu este spirit. Simțurile ne sunt date pentru a cunoaște lumea naturală. Simțurile noastre naturale sunt folosite ca analogie pentru a pricepe ceva din lumea supranaturală. Sigur, se poate vorbi despre aceasta că îl simți pe Dumnezeu sau l-ai văzut într-un fel pe Dumnezeu sau l-ai auzit. Dar analogia este doar călăuzitoare, pregătitoare. Dumnezeu a ales să ne vorbească prin ochi și prin urechi, prin miros, prin gust, prin pipăit. Dumnezeu a vorbit pentru a ne întări credința în El, dar nu pentru a ne baza viața pe simțuri. Este doar o cunoaștere naturală ca un instrument. Și atât. Dacă vrei însă să-L cunoști pe Dumnezeu, insistă Ioan, trebuie să apelezi la Fiul, la acest cuvânt care s-a întrupat. Pentru că Iisus l-a făcut cunoscut pe Dumnezeu Tatăl, adică l-a exegetat. El, Iisus, adică e interpretul, naratorul lui Dumnezeu, exprimarea de sine a lui Dumnezeu. Prin el îl cunoaștem pe Tatăl. Dar ce fel de cunoaștere au avut cei care l-au văzut pe Iisus cu ochii fizici? Ei nu l-au văzut pe Dumnezeu în esență, ci doar o manifestare a lui Dumnezeu întrupat sub formă umană. De aceea spune Ioan că a fost cuvântul vieții. Și noi putem primi prin Iisus Hristos, Logosul întrupat, un tip de cunoaștere nouă. Dacă vrei, zice, să-L cunoști pe Dumnezeu, se poate. De ce? Pentru că această cunoaștere pe care ne-a facilitat-o întruparea Logosului este doar pentru persoane. Numai persoanele pot înțelege acest tip de cunoaștere. Este o cunoaștere deplină, nu în sensul că am cunoaște atât cât cunoaște, de exemplu, Dumnezeu. Este deplină pentru standardele noastre, adică atât cât am putut noi primi și vedea, atât cât putem noi cunoaște ca ființe umane. Dar poți spune că îl cunoști pe Dumnezeu văzându-L pe Hristos și de aceea și ucenicii, și Ioan a scris, a fost cu noi, l-am văzut, am pus mâinile pe el, l-am auzit vorbind. Deci, el a fost o persoană umană, nu un semizeu, nu un hibrid, un înger, ci un om ca noi. El ne-a vorbit, ne-a atins, s-a identificat cu noi în toate lucrurile, a locuit printre noi ca să ne mântuiască. Deci, cunoașterea lui Iisus Hristos este eliberatoare, pentru că el, spune Ioan, ne-a adus harul și adevărul. Harul este puterea iertării. Da? Este spiritul de conviețuire între păcătoși și mântuiți. Harul elimină ura, disprețul, răul. Prin har ești eliberat de vinovăție. Adevărul e puterea luminii, a libertății adevărate, a înțelegerii realității, ești eliberat de sinele tău. Deci două lucruri se întâmplă prin a crede în Iisus Hristos, a-L cunoaște pe El și a cunoaște harul și adevărul. Ești eliberat de vinovăție și ești eliberat de sinele tău. Deci a fi mântuit înseamnă să trăiești în har și adevăr. Crăciunul, cu alte cuvinte, spune Ioan, te poate face persoană cu adevărat, om în relație, om de plin, ființă personală. A fost
o întrupare. La Matei a fost o împlinire. La Luca a fost un miracol. La Ioan a fost o întrupare. Concluzia este aceasta. Trei evangheliști, trei perspective de sus asupra acestei sărbători minunate. Matei îți dă perspectiva profetică. Când te uiți la această sărbătoare, să înțelegi că toate promisiunile lui Dumnezeu, care sunt da și amin, s-au împlinit în Hristos. Iisus era sămânța, cel prin care națiunile trebuiau binecuvântate. El era mielul pascal, el era mediatorul noului legământ, el era templu fiului David, Mesia, el a fost trimisul lui Dumnezeu, e fiul ascultător, el este mântuitorul promis, el este împlinirea profețiilor. Și cine citește Vechiul Testament n-are cum scăpa să nu vadă că Iisus este împlinirea acestor profeții. Luca ne-a spus că a fost un miracol acolo, că Dumnezeu oricând poate face miracole, doar că noi nu suntem pregătiți să le sesizăm. A fost un miracol cu un mesaj. Mesajul a fost că Dumnezeu a intervenit supranatural ca să ne dea un mântuitor. Nu a fost un mit, o imaginație. A fost o posibilitate de a intra într-o relație reală cu Dumnezeu. Și biserica a crezut de la început într-o astfel de persoană care a venit pe pământ să trăiască o viață perfectă ca model pentru noi, pentru că asumarea existenței umane de către cea de-a doua persoană din Trinitate a demonstrat cât de mult însemnăm noi pentru Dumnezeu. Și crezul creștin are o porțiune substanțială despre persoana lui Iisus Hristos. Vă reamintesc ce scrie în crez, pe care ar trebui să-l recităm, măcar de câteva ori pe an, să nu uităm ce credem, pentru că e al nostru, al tuturor creștinilor. Crezul a fost conceput în 325 la Nicea, apoi la Constantinopol în 381 și a rămas, este recitat de foarte multe biserici astăzi. Și el spune în esență, cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel ce este de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au născut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara. S-a făcut om, s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi, s-a înălțat la ceruri și șade la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. A fost o naștere din Fecioară, a fost un miracol. Și Ioan completează și zice, da, a fost, dar mai mult de atât, a fost Logosul, cuvântul întrupat, o revelație specială, Dumnezeu devenind om, coborâre a lui Dumnezeu la noi, o acomodare de sine pentru noi, ca să-L putem cunoaște personal. De aceea întrupare este într-un fel și un fel de judecată, pentru că nimeni nu se mai poate justifica că nu l-a văzut pe Dumnezeul care s-a descoperit. A fost o împlinire, a fost un miracol, a fost o întrupare. Vorba lui Luther, și închei cu ea, Crăciunul are trei miracole. Primul, că Dumnezeu a devenit om. Al doilea, că o fecioară a devenit mamă. Al treilea, că inima omului trebuie să le creadă pe primele două. Acesta este mesajul Crăciunului din Evanghelie, care te privește pe tine și care trebuie să dai azi și aici un răspuns. Același Duh Sfânt care a fost la nașterea Mântuitorului, cu puterea Lui Creatoare, poate lucra în centrul personalității tale un om nou. Asta se numește regenerare, iar tu poți deveni
creație nouă. Vă mulțumesc!